Salut! Am ceva de zis. Cred că nu-mi era. Am fost șocat. Vedeți denumirea însemnării. Aplicant respins. Am încercat ca să mă intru într-un curs la al treilea spațiu de cetățeni activi. Și am fost la pufit de acolo. Da, ajung eu și acolo. Păi eu contez scriptul. Guvernul Ponta. Nu primești bon fiscal, nu plătești ce-ai cumpărat. Deci, guvernul a decis. Cumpărătorii vor avea dreptul să beneficieze de respectivele bunuri și servicii fără să le plătească. Bună treabă! În concluzie, poliția mai poate aresta un hoț care nu are boni. Eu zic că nu. Că n-au vrut să-i dea bon. Și e o problemă de logică elementară, cum spune Mircea Badea. Când cumperi ceva, întâi deschizi portofelul, step 2, scoți banii sau cardul, îți ia banii sau cardul, face tranzacția și după aia se pune problema dacă îți dă bon sau nu îți dă bon. Ponta nu s-a prins de ponta asta, dar de fapt îmi dau seama că nimeni în spațiu virtual nu s-a prins de ponta asta. Că întâi trebuie să plătești și după aceea se pune problema dacă primești sau nu primești bon. Am eu o problemă de biblică sau are ponta? Eu zic că ponta. Dar la asta, Atena 3 a început o campanie acum serioasă, cu chiriașii care sunt evacuați din case. Stăteau în casă, locuiește cu chirie de 50 de ani și a făcut și îmbunătățiri. Așa spunea o vecină. Iar proprietarea sa, de bună credință, a spus că a apărut un strănepot care acum a vrut casă. Trec peste aspectul că în foarte multe cazuri strănepoții nu erau pe bune, consider că era pe bune. Păi, n-ai spus cu coane că au trecut 50 de ani? A murit proprietarul, a murit și fiul proprietarului și ăsta e nepotul fiului proprietarului. Deci e așa de ciudat. Și totuși, a cui e proprietatea? Că a făcut statul măgăria asta, că a vândut ceea ce nu era a lui. Deci dacă ai o problemă, nu ai cu proprietarul, ci ai cu statul care te-a păcălit. Dar nu, statul ți-a băgat gălușca, tu ai halit-o, ai plătit cât ți-a zis statul, ales că prețurile erau modice. Și acum s-a spălat pe mâini. Bun, trec la asta. Iulia Victoria Beckham. O știți? E o blondă, picioare lungi, frumoasă. Și m-a surprins cu zicerea ei. Că despre faptul că aceasta nu zâmbește niciodată, Victoria a răspuns că o face pe interior, că și pe exterior are niște aparențe de păstrat. Subtilă blondă. Mă gândesc la toate fetele astea care se frizesc, că altceva nu știu. Mi-a dat-o peste bot. Deci asta, Cristina Țopescu. Asta dacă nu era fata lui taică-său, ești dracu în auzele ea. După mine n-ai excelat în nimic. Cât era report, ce era crainic, iubea animăluțele. Și un animăluț o luase pe coază de la un animal cu două picioare. Și abia mai putea vorbi, că uite așa îi făceau lacrimile până aici.
și să nu o dau. Era distrusă de ce a făcut animalul mare la animalul mic. Ca o paranteză, 17 ani am avut un câine, așa că știu ce e la câine. Ca să continui paranteza, și când a murit câinele ăla, ce pe-l chema, o chemam, a suferit mai mult decât atunci când a divorțat de nevastă mea. Ca să pun punct. E, ghinion. După vreo 3 zile, un animăluț a capsat, dar rău de tot, pe un copil. Și Cristina Țopescu prezenta cazul. De-o prezenta exact ca Băsescu. O fi făcut copilul ceva? O fi zis copilul ceva? Dar animăluțul nevinovat. Copilul era de ea. Termina și cu ea. Trec la body. Am optat pentru cursul ăla de cetățenie activă. Am făcut formele, intrați pe link-ul ăla 907 Sibiu. Acolo e mai detaliată problema. Și așteptam. Pe undeva am fost cel mai sigur. Că n-am probleme. Și așa că am fost șocat. Când am primit, ce vedeți acolo, la corespondență, primul mail. Doamna Camila Crișan, manager de proiect, are o problemă de topică. E vorba de pus în pagină ce vorbești. Și dacă începea așa, am analizat cu atenție propunerea trimisă primarul anterior, însă deși putem aprecia valoarea experienței noastre, considerăm că nu aveți nevoie de formatare pentru a fi un cetățean activ. Așa cum am menționat în profilul rezultatului din anunțul de selecție, căutăm persoane cu experiență mică în proiecte de democrație participativă. O diferență prea mare între dumneavoastră și membrii grupului ar crea un decalaj care poate frâna lucruri în echipă. Punct! Dacă primeam treaba asta, tăceam de-n gură. Dar mi-a băgat sigur asta. Ne pare rău că vă anunțăm că nu ați putut fi selectat să participați la curs. De ce, bă, gâștelor? Situația similară, se face un curs pentru o clasă pregătitoare la elementară. Și vine unul care vrea și el să scrie acolo. Și în testele la care îl supui, ajuns la concluzia că tipul nu are probleme la nivel liceu. Ce faci? Îl respingi? Să-i spui că noi avem treabă cu ăștia mai timpăție. Ne pare rău. Și noi nu suntem pregătiți să te pregătim pe tine. Parcă sună altfel. Prea rău, am mai șocat. În neamul meu am mai pățit o treabă similară, un unchi al meu, Matei. Mai în vârstă ca mine, bine. S-a dat la facultate, la mecanică. Și n-a intrat. Dar pe listă acolo apărea admis fără loc. Iar ca medie avea media mai mare decât primul care intrase. De ce? Originea socială. Ce-a făcut un chemul Matei? S-a angajat muncitor la asemănătoare. Și peste un an a dat la facultate la Seral. Unde? La mecanică. Și intră vârind. Și peste încă un an s-a transferat la zi, fără probleme. A pierdut un an atâta. Tot problema de clasă. E o semnare la mine pe blog, persoana non grata, în care arăt că am fost ejectat de colectivul de proprietari de la mine de pe scară. Care au spus, domne, ești de-al nostru. Noi ne alegem un om de-al nostru, ca lumea, care să ne reprezinte. Tu, out,
reprezintă-te singur. Și aici, cu toate că suntem după 89, e o problemă de clasă. Pe undeva, cred că și pe aici e o problemă de clasă. Trec la mai departe. Marx sau Engels. Doamna Camila Crișan. Aveți multe bibliotecare în parohie acum. Întrebați-o, care Marx sau Engels? A spus că o revoluție socială se poate face într-o noapte. Una culturală durează generații. Verificați dumneavoastră, care e? Că dă o bagă rămadă așa. Păi, cursul ăsta vrea să facă altfel de om. Ceaușescu a încercat omul nou. Nu i-a prea ieșit. Și acum să vrea altfel de om. Cetățean activ. Păi, inițial ar trebui să devină cetățeni. Lor actual încă suntem locuitori, majoritatea. Bineînțeles, în general, zice. Suntem locuitori ai orașului. Ne avem până ajungem în cetățeni. Și după ce toți ajungem în cetățeni, după aia poți să selectezi cetățeni ca să-i faci activi. Ai o bază. Deci acum te apuci de niște locuitori, să-i faci direct cetățeni activi. Și cum? Păi simplu. Pe surse, se spune că facerea lumii a durat o săptămână. Nu mă pronunț. Mă consider agnostic teist. Tradus, mă consider prea tâmpit ca să înțeleg subtilitățile astea de, în privința religiei și credinței. Și teist e faptul că sunt convins că când ajung la municipal, că ajung. Nu s-a terminat tot. Începe altceva. Dar nu încep acum de pe pământ să spun că raiul e în stânga, că Dumnezeu are bicepși sau că n-are aripioare. Asta înseamnă că sunt tâmpit. Foarte mulți însă fac asta în sfârșit. Deci, facerea lumii a durat o săptămână. O luăm ca atare, cutiul de inventar. Cursul de șofer durează câteva luni. Cursul de pilot, cursul pilot de formare, de formator în domeniul cetățenii active, a durat 3 zile. Până 8 ore pe zi, 24 de ore. Deci într-o zi, într-un locuitor, ai un formator de formator de cetățenii active. Și Dumnezeu ar fi invidios de performanța asta. Și mai o problemă. De fapt, probleme sunt foarte multe, nici nu mă preocupă că să le detailez prea mult. Sunt o motivă care vrei să-mi fie germana. Bun, urmezul, curs, să ajungi să vorbești fluent germana. Însă asta nu înseamnă că devii neamț. În situația asta, gândești mai departe românește, te comporți românește și reacționezi românește. Nu ești neamț. Ori în cazul ăsta, cetățeanul activ trebuie să fie cetățean activ. Aici aleg un exemplu. La protecția consumatorilor. Am avut acolo, știți că m-am remarcat printre altele, care a reclamat la protecția consumatorilor, inspector de la protecția consumatorilor. Concret, îl trimisesem să rezolvă treaba mea la Rom Telecom, n-a rezolvat-o pe ea, însă era încântat că a rezolvat o treabă pentru ea. S-a reclamat. Și discutăm cu alt inspector de acolo, i-a spus, zic, domnule, eu dacă aș lucra aici, cred că n-aș putea să ajung acasă. Și la de ce? Am citit legea.
Și după ce am citit legea, este imposibil să intru într-un magazin să nu văd abateri și neregulă. Și dacă eu ar lucra aici, intru să-mi iau o pâine, ies cu vânzătoarea de gât acolo, mă duc la sediu și fac reclamații. Am rezolvat treaba, plec mai departe. Vreau să-mi iau un ziar, iar constat o treabă, o iau și pe ăla de gât, îl ajung înapoi. Nu mai ajung acasă. Și tipul foarte candid. Deci noi reacționăm numai când primim sezizări. Dar dumneavoastră când plecați acasă, plecați cu metrou? Nu, și nu vedeți asta. A, dar nu ne-a sezizat nimeni. Dar dumneavoastră nu sunteți și cetățeni? A rămas în coadă de peșteră. Am avut curiozitatea să mă uit puțin la concurența. Așteptați puțin, că mai trebuie să mai... Să văd dacă... Găsit. Secretarea mea IT în creează problema. O să ia mama dracului. Să mă uit la cei care au intrat, ca să văd cu ce sunt desebiți de mine. Informațiile mele au fost de pe internet. Atât. N-am avut altă sursă. Carluca Baco, reprezentantul ECHEC, Centrul de Voluntariat Brașov, bla 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 bla. Se laudă cu un site, Voluntar Brașov Road, unde dacă intri pe proiecte finalizate nu găsești nimic. Are alt proiect. Îmbrățișări gratuite. Tare! Sococ că m-am uitat, are o poză drăguță. Mi-a stricat câteva îmbrățișări de la ea. Ce activează o asociație, APIS, organizație neguvernamentală, non-profit, având ca scop reintegrarea socială a categoriilor defavorizate și protecția mediului. Și ce spune acolo? M-am decis să mă implic. Am ce să spun, vreau să fiu ascultat. Și vreau să mi se răspundă. Am apărut pe acolo și în Academia nu știu cum. Pentru a-și uni forțele se vor regăsi în comunitatea luptătorilor pentru transparență și respect, denumită Coaliția 52. Coaliția. Te-a intrat. Diana Armanu. Calitatea cetățean. Diana Armanu, ce-a făcut ea? Pe Google. Apare cu un proiect în PowerPoint, înscris în competiția și eu sunt bibliotecar, în 2010. Și are chiar un site. Bine ați venit în comunitatea lui Armanu. La membrie, ea. Diana Armanu. Organizator, ea. Are un link acolo, conferințe și videoconferințe? Niciuna. L-a intrat. Brănescu Flavia. Asta e tare. Chiar trebuie să o caut. Brănescu Flavia. Țineți-vă bine. Țineți-vă bine. Face parte din echipa de hostess Brașov. 22 de ani, 1,70 cm și greutate de 52 kg. Cu păr șaten, coic verz. Este în asta un cetățean activ. Și are un logo. Delicatețea este calitatea cea mai rară a sufletului omenesc. El le presupune pe toate celelalte. Inteligență, bunătate. Și în rest,
Nimic, l-a intrat. Murarul Petrică Daniel, cetățean. Ce-am aflat despre el? Rezultatul la BAC în 2011, pe județe postul 18, pe țară pe locul 5135, media 9.31. Felicitări, Petrică. Și a intrat. Iremia Ștefania, cetățean, apare pe net, e un link, avem voluntar la Cuibul Democrației Brașov, în rest nu știe nimic de ea. Laura Istratea. Ea a venit cu ideea să creeze la Brașov un centru de voluntariat. Este prim fondatoare acestei excepționale organizații, lor de unul. Am intrat și eu pe site-ul la lor voluntarbrașov.ro, neactualizat, nu mai funcționează, am încercat să iau legătura cu ei, n-au răspuns. În schimb, ea e mult mai tare. Spune, sunt Laura Istrate de Brașov, sunt implicat în campania Biciclește Omenește. Încercăm săptămâna viitoare să ne întâlnim cu experți consultați în Anglia și Germania, ca să vedem cum Biciclește Omenește. Și a intrat. Cazacu Manuel Iulian. El stare la Colegiul Meșotă. A apărut pe internet că a vrut ca să candideze la funcția de președinte. Consiliul Elevilor. Spune despre el, e o persoană ambițioasă, curajoasă, cu inițiativă, motivată de dorința noirii și inovării, sunt perseverent și organizat, nu renunț la idealul și la valorile mele, sunt dispus, bla 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 bla. Și ce urmărește el? Crearea unui statut și-a propus al Consiliului Școlar al Elevilor de la Meșada. Și mai s-a implicat într-un program Brașov, Comunitate mai sigură. Și a intrat. Botocălin, cetățean. Ce-a apărut despre că e voluntar la semi-maraton Brașov Intersport în 2015 și că este cel mai tânăr voluntar la Copiii de Cristal și apare pe net. Google l-a găsit repede. Link. Avem voluntar Cuibul Democrației Brașov. Păi, puțin. E jale. Și cu asta vreți să faceți, doamna Camelia Crișan, cetățen activ? Problema care e? Se intră puțin pe corespondență. O găsiți pe link acolo. Nu fac prea multe despre am de spus, decât că după ultimul mail, doamna Crișan a dispărut ca măgară în ceasă. Că e foarte greu să răspundă la întrebarea aia mea. Mă interesează să cunosc, dacă se poate, câți aplicanți au mai fost în situația mea. Nașpa întrebare. Problema care e miza? E vorba de un fond nerambursabil de 222.884 de euro, cum zice Băsescu, euro, care trebuie tocat până în aprilie 2016.
la corespondență, am uitat să vă zic, primul mai primit, a avut o reacție din partea mea. Însemnarea pro-lume, că m-a taxat cu dragă domnule Dan. A fost tatu. Deci asta e miza. 2200 de euro care trebuie tocați până în 2016. Eu sunt convins că doamna Camelia Crișan îi toacă. Și ce o să rezolve cu asta? 200 de cetățeni vor beneficia de formare. Va fi un succes de atât diplome. Și pe aia poate să mai ceată ceară la UE încă o tranșă. Că le explică la ea, bă, suntem 18 milioane și abia am reparat pe 200. Banii jos. Păi cu chestia asta se scoate la pensie. Atât am avut de spus. A fost puțin împrejteat. Mă doare puțin, nu puțin, cam tare mă doare capul. Și încă nu mi-a revenit după ședința de scară de ieri. Normal, o să apară o semnare în acest sens. E groaznic. Pentru mine. Motivul? Păi, eu n-am beneficiat de o copilărie petrecută la țară. Eu am ajuns la țară conștient, că inconștient am fost primii 2 ani. Dar conștient am ajuns la țară după 21, și am împlinit 21 de ani. Aveam 50 de militari după mine și la cursurile alea vizitat județele patriei, toamna, la recoltat. Și atunci am descoperit fenomenul numit tlacă. Dacă ploua, aveam un hambar, adunau porumbul acolo, s-adunau militarii mei, stăpânușau. Și veneau și din sat flăcăii și fetele, stăpânușau. Și se vorbea. Începea unul să zică ceva, eu tăia altul, ajunge, se plimba, uite așa vorba, peste tot. Tlacă. Ei, foștii țărani, actualii proprietatea la minerii pe scară, încă au mentalitatea asta. Și imposibil ca să aibă loc un dialog. Adică eu spun una, tu taci, mă asculți, după aceea când am trecut eu, zici tu. Și așa mai departe. Baca mai a apărut pe scară acum, un smart 2 al scării. Mamă, ce mi-a sărit ăla la gât. Mă bagă barză. De ce? Eu eram bodyguardul șefului asociației, eu eram avocat, să vezi ce vă dă, probabil nu-i plac ochii mei. E un motiv prea suficient ca să-mi dă la joale. Închei, gata, asta e. Ca părere personală, sufăr. Că mor sigur am supărat-o pe doamna Camelia Crișan. Doamnă, vă rog mult de tot să mă iertați. Nu răspundeți, nu mai ziceți nimic, nici eu nu o să mai vorbesc la al treilea. Ah, bă da, în aprilie 2016, dacă n-ajung la municipal până atunci, cine se împune? Vă salut, toate bune!